La 28 octombrie 1950, în plin stalinism, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canonizat primii sfinți de neam românesc și a decis generalizarea cultului unor sfinți cu moaște pe teritoriul României. 42 de ani mai târziu, în contextul generat de căderea comunismului, înaltul for administrativ bisericesc a reluat procesul de canonizare a mărturisitorilor lui Hristos de neam românesc și a rânduit ca duminica a doua de după Rusalii să fie închinată sfinților români. În această duminică sunt pomeniți și cinstiți toți sfinții români care au viețuit în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, ierarhi, preoți, diaconi, mucenici și mărturisitori, voievozi drept credincioși care au luptat pentru apărarea țării și a credinței strămoșești. Biserica a alcătuit o rânduială specială de slujbă, un acatist al sfinților români și a integrat duminica închinată acestora în programul iconografic al lăcașilor de cult nou construite. Mai multe mănăstiri, ori parohii ortodoxe din țară și din diaspora, i-au luat ca ocrotitori pe sfinții români. Prin rugăciunile lor, credincioșii români au nădejdea că vor fi miluiți și izbăviți de păcate la judecata pe care Dumnezeu o va rândui neamurilor.